Din ce în ce mai mulți români încep să se îmbogățească prin vânzarea diverselor bancnote și monezi care datează de ani de zile și a căror valoare este estimată la supraprețuri. Un exemplu este cel de astăzi în care un cetățean își dorește să vândă o bancnotă veche la o sumă enormă. Probabil multora dintre noi ni se poate întâmpla atunci când golim sertarele de prin casă sau facem curățenie să dăm peste diverse bacnote vechi, pe care inițial tindem să le aruncăm la coșul de gunoi, când de fapt ar putea fi vândute cu prețul destul de bune. Din ce în ce mai mulți colecționari, numismatici, amatori sau profesioniști care dețin bacnote vechi și doresc să le vândă apar pe piața românească. Majoritatea dintre ei aleg să renunțe la hârtiile vechi în schimbul unei sume imense de bani, reușind astfel să beneficieze de un venit extra. Pe site-ul a devenit viral anunțul unui român care dorește să vândă o bagnotă veche de 1000 de lei cu chipul lui Mihai Minescu, ce datează din anul 1998. Utilizatorul a postat și o imagine cu bagnota însoțită de un mesaj prin intermediul cărui anunță faptul că prețul de 45.000 de lei nu este unul negociabil. În bagnotă de 1000 de lei vechi din anul 1998 și se prezintă în stare foarte bună și nu este ruptă, prețul nu este negociabil, rog seriozitate. Se arată într-un anunț pe un site de vânzare de cumpărare din România. O altă bagnotă care se vinde cu un preț ireal este cea cu chipul lui Lucian Blaga în valoare de 5.000 de lei, tot din anul 1998, pe care proprietarul a cerut suma de 150.000 de lei. Desigur, acestea nu sunt singurele bagnote vândute în țara noastră cu care românii reușesc să se îmbogățească și în anul 2024, relatează click.ro.